Un copil de doar 11 ani a dat dovadă de curaj și a plecat singur din Ucraina spre Slovacia. Presiunea și frica războiului îi maturizează pe micuții care sunt nevoiți să treacă prin aceste clipe de groază. Supraviețuitorii războiului din Ucraina sunt copiii care reușesc să plece cu inima grea, fără familie și cu grija zilei de mâine. Un băiat în vârstă de 11 ani a avut atâta curaj încât a ajuns singur în Slovacia, neavând familia lângă el. Băiatul a fost neînsoțit deoarece părinții săi au fost nevoiți să rămână în Ucraina. Nu este clar cum a ajuns la graniță, la 1000 de kilometri de orașul din care provine, însă autoritățile slovace l-au lăudat pentru curaj. Copilul a fost preluat de voluntari care i-au dat hrană și apă. El i-a cucerit pe toți cu zâmbetul său, curajul și determinarea demnă de un adevărat erou. Datorită numărului de telefon pe care îl avea scris pe mâna sa și a unei bucăți de hârtie din pașaport, el a reușit să ia legătura cu cei dragi și totul s-a terminat cu bine. Autoritățile de la graniță au sunat la numărul de telefon. Acesta avea rude în Slovacia, care au venit să-l preia de la graniță. Potrivit Organizației Națiunilor Unite, aproximativ 1,5 milioane de oameni au fugit din Ucraina de la începutul războiului, de pe 24 februarie, căutând refugiu în țări vecine. Cei mai mulți au trecut în Polonia, alții au plecat în Ungaria, Slovacia, Moldova și România. În țara noastră, aproape 230.000 de ucraineni au trecut granița de la începerea războiului.